faceți? În clipul ăsta o să vă învăț cum să convingeți un om că i s-au făcut farmece, că are energie negativă în el și cum să-i vindeți soluția vindecătoare. Vrăjitoarele și în general toți vindecătorii ăștia miraculoși profită de disperarea oamenilor și de faptul că oamenii caută soluții simple sau pur și simplu sunt dispuși să accepte orice soluție în lipsă de alta mai bună. Lucrul ăsta îi face să creadă orice, să nu-și pună prea multe întrebări și mai ales să plătească foarte mulți bani. Ca să convingi un om că tu ai într-adevăr puterea divină să-i rezolvi problema într-un mod miraculos, de obicei ai nevoie de o metodă prin care să-i demonstrezi că tu poți să faci lucruri miraculoase. Asta ajunge să facă de cele mai multe ori prin povești inventate și transmise mai departe prin tot felul de căi, dar e cu atât mai convingător dacă poți confirma acele povești făcând ceva ce pare că ține de magie. O să vă învăț 3 trucuri cu care poți face asta. Nu sunt neapărat trucuri pe care ei chiar le folosesc, cel puțin nu din ce știu eu, dar sunt trucuri care ar putea fi folosite fără probleme. Nu fac griji că de mâine o să vă apucați toți de vrăjitorie sau de vindecări de-astea miraculoase, pentru că așa cum voi învățați lucrurile astea, le învață și posibilele victime, deci cumva se autoanulează. Am aici o victimă, sau cum să-i zic, un client. Vi l-am prezentat și în clipul trecut, este spectatorul meu din perioada asta de autoizolare. Ăsta este, i-am pus și un nume între timp. La sugestia voastră, acum îl cheamă Covidiu. I-am refăcut și capul după ce a explodat în clipul trecut. Promit că nu o să mai fac asta. A fost super complicat de făcut. Am avut o țeavă făcută în care aveam o biluță cu un A. Eu trăgeam, deci îmi făceam textul ca și cum a explodat, deși nu a explodat. După aia am tras cu țeava, s-a spart balonul. După aia am făcut un split screen în care jumătate de ecran să vedea balonul care a explodat. Jumătatea asta eram eu stând normal. Eu stai aici singur, adică eu pun camerele, eu mut camerele, eu pun lumina, eu dau rec, eu dau stop, eu le montez, eu le așez, eu... Complicat. Ai venit la mine, Covidiu, pentru că probabil te apasă ceva. Ai o problemă pe care încerci să o rezolvi, e ceva ce nu merge. Probabil ți s-au făcut farmece, Covidiu. Trebuie să vedem dacă într-adevăr ți s-au făcut farmece, pentru că dacă ți s-au făcut, trebuie să le desfacem, Covidiu. Pentru că altfel problema va continua. O să dăm în cărțile de tarot, am arcana mare din cărțile de tarot, ele spun întotdeauna adevărul. O să te rog să iei tu cărțile de tarot și să începi să dai cărți jos până când simți tu că trebuie să te oprești. Ești doar un costum pus pe un numeraș care are loc de cap un balon? Bine, lasă că fac eu asta în locul tău. Deci ia cărțile și dă-i câte vrei tu, te oprești când simți. Pentru că ce simți, ăla e adevărul. Aici te oprești? Perfect. Cărțile astea te rog să le împarți în două grămezi. Uite, pui una așa, una așa, una așa. Pentru că așa cum în viață ai de făcut întotdeauna o alegere între două lucruri, așa e și acum. Trebuie să alegi cartea asta sau cartea asta cu video. Dacă cumva cartea pe care tu o alegi este diavolul sau moartea, Covidiu, înseamnă că ai farmece. Așa că alege așa cum simți. Asta? Hai să vedem. O punem deoparte. Îmi pare rău, Covidiu, ai ales moartea. Covidiu, asta înseamnă că ți s-au făcut farmece. Sau nu? Haideți să vă arăt cum faci ca întotdeauna alegerea pe care o face să fie moartea sau diavolul. Asta nici măcar nu reprezintă farmece. În cărțile de tarot, moartea reprezintă mai degrabă încheierea unui capitol, începerea unui nou drum, iar diavolul reprezintă mai degrabă ispita materială. Cărțile astea două trebuie puse deasupra. Asta este tot ce trebuie să faci, să pui cărțile astea două deasupra. Și spui, te rog să dai cărți până când simți tu că trebuie să te oprești. El începe să dea cărți și se oprește, să zicem, aici.
În momentul ăsta, cele două cărți care erau mai devreme deasupra sunt acum dedesubt. Pentru că, țineți minte, ele fiind deasupra, încep cu ele, ajung dedesubt. Ca să le dai deoparte. Și acum îi zici, împarte-le în două, carte cu carte. Și ele împarte în două. Și astfel, cele două cărți, moartea ajunge aici, iar diavolul ajunge aici. Așa că, indiferent ce alege el dintre cele două cărți, va fi una dintre cele două, diavolul sau moartea. El alege și pentru că este ce trebuie, bam, are farmece care trebuiesc desfăcute. Covidiu, sufletul tău este plin de energie negativă și vreau să-ți și demonstrez asta. O să folosim niște ouă. Sunt ouă naturale și ca să fii convins că sunt ouă naturale, te rog să alegi unul dintre ele, oricare. Bine, hai că o să aleg eu pentru tine. Ăsta. O să-l spargem ca să vezi că este un ou normal. Iată. Este un ou absolut normal. Vreau să alegi încă unul, la fel de normal, numai că cu ăsta o să-ți arăt cum poți să scoți energia negativă din tine. Alege un ou oricare. Ăsta. Bine. O să dau cu ăsta un pic pe tine. Gândește-te la lucrurile care te supără. Gândește-te la ce te neliniștește, la necazurile pe care le ai. Video, ouă ăsta acum are în el energia negativă pe care tu o porți în suflet. Hai să-ți arăt. Ia uite, Ovidiu. Oul este plin de gândurile tale negative, este negru în interior, Ovidiu. Ia uite. Putrezit. Pentru asta o să avem nevoie de un ou care să aibă ceva negru înăuntru. Eu am aici niște tușe, tuș normal de ștampile, niște apă ca să-l diluăm puțin, un ac de seringă, seringa, un cui cu care să dăm gaura și am și niște bandă cu care o să acopăr un pic zona în care vom da o gaură. Fac asta și ca să țină oul legat în zona aia. Adică să nu crape, dar și să nu se murdărească în cazul în care dă tușul pe afară. O să folosesc cuișorul ăsta. Cred că am ajuns la ou. Să ne facem soluția. Luăm niște tuși, îl punem în apă. Atâta, cred că este mai mult decât suficient. Băgăm înăuntru. Și iată gaura noastră. Pe care eu o să o acopăr cu niște, am aici niște ceară. Și gata. Avem un ou care are spirite rele în el. Ai noroc că am leacul pentru tine. Această apă
Este apă sfântă. Este sfințită de noi la râu. Doar o dată pe lună se face ritualul ăsta și nu poți să faci multă. Este o apă specială. Tot ce trebuie să faci este să bei o guriță mică dimineața când te trezești, în fiecare zi, timp de un an de zile. Ea te vindecă de orice boală și îți rezolvă toate problemele pe care le poți avea în familie și ține farmecele departe. O să-ți și arăt care este puterea miraculoasă a acestei ape. Avem aici niște foc și o să pun degetul în foc ca să mă ard. Deja începe să se facă bășică. Ia uite. Bășica asta o să o ating de apa sfințită. Atât doar, nu trebuie mult. Și o să frec. Și după cum vezi, arsura s-a vindecat deja. Asta este puterea miraculoasă de vindecare a apei sfințite. Trebuie să o plătești, cu cât plătești mai mult, cu atât își face efectul mai tare, pentru că este vorba despre ce ești dispus tu să sacrifici material. Nu-mi trebuie mie banii tăi, Doamne ferește. Noi îi ardem banii în ritualul de sfințire a apei, dar cu cât ai bani mai mulți, cu atât își face mai bine efectul. Da, asta este apă sfântă. Ați văzut care este puterea miraculoasă de vindecare a acestei ape. Am avut o arsură pe deget sau am avut o cheie sub masă. O chestie interesantă, dacă apeși cu degetul pe gaura de la o cheie, dacă apeși suficient de tare și timp de, nu știu, 30 de secunde, 1 minut, când iei degetul, va rămâne acolo forma găurii, care seamănă foarte mult cu o bășică de la o arsură. Pui degetul lângă flacără, nici trebuie să o pui în flacără, sau o pui un pic în flacără până în momentul în care chiar simți că te arde. După aia faci, aaa, ce arde suflet. Și deci, ia uite, începe să facă deja bășică, mai aștepți. Și după aia îi arăți bășica de pe deget. O dai frumos cu apă. Și dacă freci un pic, evident că urma de la cheie se va duce și iată puterea miraculoasă a apei de la chiuvetă. În altă ordine de idei, mai sunt câteva zile până la finalul înscrierilor pentru micul nostru talent show online video pentru magicieni. Am primit clipuri și primesc zilnic, nu m-am uitat la ele, o să le trieze cineva înainte ca în ziua în care filmăm să le văd pentru prima dată ca reacția mea să fie pe bune. Dacă nu știți despre ce e vorba, vă las un link în descriere. Și încă ceva, vă rog eu, stați în casă sau cât mai izolați, să se termine odată chestia asta. Că uitați ce am ajuns să fac. Thank you.